auzi, mă, Celentano? Ziceai că vrei să faci și film. Bineînțeles. Am tot planul făcut în capac, de la generic până la sfârșit, cu tot, 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 tot. Știu și cine o să mă joace pe mine. Aoleu, cine mă? Alain Delon. O să fie un sezon foarte bun. Un nou sezon extraordinar, pot eu să zic. Știu episoadele. Le știu bine. Da, e extraordinar. De ce să te păcălesc acum? Da. Da. Pe data de 10, nu? Știu oamenii. Deja am informat, mai frumos. Pe data de 10 începe primul episod din noul sezon La Sfierbinți. Extraordinar. Ce a simțit până acum aici? Momente haioase. Emoții, bucurie, momente haioase. Căldură mare. Căldură mare, dar uite că începe să vină și frigul. Trecem de la căldură la frig, așa. E bine, o să fie bine, o să râdeți mult. La noi, să spunem așa, sărbătoarea asta a începutului nu e prima difuzare. La noi sărbătoarea începutului e prima zi de filmare. Aia e bucuria noastră. Mare. Iar de această dată cum a fost prima zi de filmare? Eu am venit dintr-o vacanță lungă de care chiar mă săturasem. M-a fost binevenit în prima zi de filmare. Da, nu, m-am bucurat că am început filmările. Asemenea, ca domnul Pâncică, m-am bucurat. Deși eu n-am avut vacanță, dar te bucur după pentru fiecare primă zi de filmare. Dorele, pe mine nu m-a părăsit nimeni niciodată, ne-am înțeles? Mamă, ce ai făcut? Ce ai pățit voi, nici era mai mulți, a? Da. Mamă, ce ala, lăcrim? Băi, ești prost? Prin ce treceți voi zilnic? Am văzut o grămadă de oameni care vin, au aflat unde sunt practic platourile de filmare și vin și vă fac poze și sunt unii mai drăguți, unii mai puțin drăguți. Da, lumea ar trebui să înțeleagă că noi aici, e adevărat că ne și distrăm, dar cum ar veni, noi avem un timing și distrându-ne, noi ne facem și treaba și ar trebui să ne facem treaba. Adică oamenii ne dau un mesaj pe Facebook, bă, sunt aici, am venit de nu știu unde, hai să facem o poză. Băi, uite, deci tu la ceas, e ceas 11, eu încă n-am pauză, încă sunt la treabă. Cum ar veni, avem niște episoade de filmat. Unii înțeleg, alții nu. La pauza de masă ne vedem, mai facem și poze. Suntem fan, cum... Suntem fan... Fan! Fan serial. E cel mai frumos serial românesc care a fost vreodată. Dacă stai 3 secunde la fiecare om și sunt 300 de oameni, ori trei, mai au și întrebări. Ori 3 secunde, ori 3 poze fiecare, că nu face o poză. Ce una, două, 3, 4, 5 și mai facem încă o dată că n-a ieșit bine. Ar trebui să stăm 2 ore să facem, 3 ore să facem poze. Dar facem o sesiune pentru fani. Mai facem și sesiuni, dar la sfârșitul zilei de filmare. De ce ai venit aici? Am vrut să vizităm locurile de filmare de la serialul La Sfierbinți și posibil să ne întâlnim cu actorii și să facem poze cu ei. De ce vă place atât de mult serialul? Ne place pentru că e, într-adevăr, e ca viața la sat, la noi, deși noi trăim la oraș, dar eu mi-aș fi dorit să am bunicii la sat și să știu cum se trăiește. De ce ai adus florile lui Ninuța? Ce să nu mai știu? Nu ți-ai gacica mea, da? Vrei să fii nevastă mea? Ce? Bine, nu acum, peste vreo 5 ani. Hai 10. Aici sunteți o mare familie. Suntem la noi acasă. De fapt, aici suntem la Celentano acasă. Da, e și foarte primitor cei drept. Uite, canapeaua asta chiar îmi place. Păi, eu zic să dați drumul la episod. Ce să mai, nu? Să înceapă episodul. Să înceapă. În seara asta.